Clubul sportiv Pandurii Târgu Jiu negociază intens o revenire a lui Eric în Liga 1. Jucătorul brazilian a anunțat deja că nu va mai juca în retur la Al Ahly în Arabia Saudită. După 8 luni, m-am întors pe teren și m-am antrenat cu echipa olimpică. Mulțumesc lui Dumnezeu, îmi iau rămas bun de la Arabia, a fost mesajul mijlocașului. Președintele clubului Pandurii, Eugen Pârvulescu, vine cu propunerea ca fotbalistul să joace la echipa gorjeană pe o perioadă de un an și jumătate. Dacă le va ieși negocierea, Eric se va întoarce pe terenul de la Târgu Jiu pentru returul care bate la ușă. Prin jocul remarcabil, mijlocașul brazilian a reușit la Târgu Jiu 14 goluri și 12 pase decisive. Totodată, clubul sportiv Pandurii Târgu Jiu a încasat de la Al Ahly 1.200.000 de euro pentru transferul lui Eric.